Thank you for sharing this with us, and let's get started. Mulțumesc că ați venit. Am să vă spun două vorbe despre cum se va desfășura această conferință. În primul rând, Eva Pantizoia, invitata noastră specială și președintele Asociației Internaționale de Sandwork Expresiv, va prezenta o lucrare despre impactul pe care îl are această metodă în America de Sud, în Columbia, cu imagini și fragmente din procesele de sandwork ale copiilor și ce s-a întâmplat acolo cu aceștia. Apoi, colegele noastre de la Direcția de Protecție a Copilului Sector 6 București, care au participat alături de Asociația Solimentis la un proiect de sandwork expresiv, care tocmai s-a încheiat acum de lună, vor vorbi câteva cuvinte despre experiența lor de a folosi această metodă și cum a fost. Apoi voi povesti eu foarte pe scurt ce înseamnă să fii partener, să fii instituție parteneră într-un proiect sandwork cu Asociația Solimentis, dacă vă doriți acest lucru. Și la final veți avea ocazia să adresați întrebări Evei Pardis. Mulțumesc că ați venit, cred că mulțumesc că faceți liniște ca să ne auzim bine și am să-i dau cuvântul Evei, iar eu voi traduce din engleză. O singură rugăminte pentru persoanele care fotografiază, dacă puteți să nu faceți poze, vă rugăm, cu lucrările copiilor, cu imaginile cu lucruri nisip. Se poate? Da? Bună ziua! And then my morning stops. As you know, I am Italian and I understand some Romanian and I'm very frustrated that I have to talk in English, which is so different. It's not the Latin language from Romanian and Italian. Bună ziua! După cum știți, sunt italian și sunt foarte frustrată că nu pot să vorbesc și eu în italiană sau în română, pentru că înțeleg foarte bine limba română. My deeply felt thanks to all my Romanian colleagues here who contributed to all the things what we have done here since 2008. Mulțumirile mele pentru toți prietenii mei din România care au contribuit la toate lucrurile bune pe care le-am făcut aici. Began with the time when Cristi Constantinescu, a Romanian psychotherapist, invited me to Romania, and then until today with a lot of very engaged people like Julia Feodano, Emma Diacono, Maria. And my special thanks to Laurentiu, who has done all this work with a lot of engagement and with his positive energy. În primul rând, mulțumiri lui Cristi Constantinescu, care este un analist iungian din România și care m-a invitat prima oară în 2012 pentru primul proiect de sandwork în București. Și celorlalte persoane foarte angajate care au continuat de atunci această muncă, printre care și Emma Diacono și Laurențiu Ispir, care au fost foarte angajați și eu însă, care sunt foarte angajată și m-am îndrăgostit de această metodă, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. The title of this lecture is Working with Traumatized Children in Colombia. Colombia will be the example where I show you what expressive sound work could be. Titlul acestei conferințe este Lucru cu copiii traumatizați în Columbia, pentru că am ales să prezint acest exemplu al Columbiei pentru astăzi. We human beings are social beings. And we need each other to maintain the physical and emotional balance.
Noi oamenii suntem ființe sociale și avem nevoie unii de alții pentru a ne menține echilibrul fiziologic și social. It could be that the psyche is not just hidden inside in each individual, but maybe it is precisely between us that the soul is formed. E posibil ca sufletul să nu fie ascuns în interiorul nostru, ci s-ar putea ca el să fie, de fapt, între noi, să se formeze în relațiile dintre oameni. From a mentalization concept perspective, Fonagy, Bateson, you might know these names, one would say... Din perspectiva conceptului mentalizării, Bateson, poate cunoașteți, s-ar putea spune... We recognize and experience ourselves emotionally, not from within ourselves, but only through another person. Se poate spune că noi ne recunoaștem și ne vedem pe noi nu singuri, ci numai prin intermediul unei alte persoane. In contemporary psychotherapy today, there is a lot the focus on intersubjectivity. Daniel Stern and all this study group, you know, which always focus now on what happens between two people. În psihoterapie, în zilele noastre, există o mare aplicare către intersubiectivitate, în special pornind de la lucrările lui Daniel Stern. And except expressive sound work, what I talk today, has to do with such an invisible, effective bond between people. As you see it also here in the image, you know, the bond, you can see it. There is a bond. Și sound work expresiv are legătură foarte mult cu această legătură invizibilă dintre oameni. Așa cum vedeți în această imagine, există o legătură, e vizibilă. And this bond, what you see here, is very similar with that from the child to the volunteer. We will see this later, but who has been here, a volunteer, knows that exactly this is happening, what you see there. Iar voluntarii care au lucrat deja în proiecte Sandwork știu că ceea ce se vede în această fotografie este foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă în relația dintre voluntarul Sandwork și copilul cu care lucrează. Over the past 10 years, volunteers from various professions have made expressive Sandwork. În ultimii 10 ani, voluntari din diferite profesii au făcut ca această metodă să fie expresiv. An efficient psychosocial tool for assisting children who suffer from neglect, violence and abuse. Așa, spuneam, au făcut ca această metodă să fie un instrument de asistență emoțională sau de sprijin emoțional foarte eficient pentru acei copii care fie sunt neglijați, fie sunt victime ale violenței și abuzului. These volunteers are not psychologists, pedagogues or therapists. They are just empathetic humans who offer time and energy for others. Acești voluntari nu sunt neapărat psihoterapeuți sau asistenți sociali, sunt pur și simplu ființe empatice care își oferă timpul și energia pentru ceilalți. Expressive Sandwork takes place in situations where almost no psychological assistance is available, like in Chinese orphanages. Expressive Sandwork este o metodă care se desfășoară în acele locuri în care copiii beneficiază de foarte puțin sau deloc ajutor psihoterapeutic, cum ar fi în China, în orfelinate. Or in African settlements. În Africa, shakedowns, slums, or in the slums around the big cities of South America. Și în orașele de la în cartierele de la periferia marilor orașe din America de Sud. Of course, we have it also here in Romania. The first project in Europe at all. Now there is another project beginning in Germany with unaccompanied refugees from Afghanistan, Syria. So this will be the second project in Europe, but Romania is the first one. În România, Sandwork-ul în Europa
Sandalwood a fost dezvoltat în România până acum și în prezent va începe un proiect în Germania pentru refugiații din Siria și Afganistan. Now I tell you a little bit of the context of Colombia and then I will explain very well how some work has been done. But first Colombia. Vă voi spune câte ceva despre contextul din Columbia și apoi vom vorbi despre cum se face Sandalwood, de fapt. The first project in Colombia began in 2008 in a part of Bogotá who is known as the Bronx. Primul proiect din Columbia a început în 2008 într-o parte a orașului Bogotá, foarte rocamată, numită Bronx. Where drug and weapon stealing, contract killings and child pornography are part of everyday life. Unde vânzarea de droguri și de arme, crimele macomandă și pornografia infantilă sunt parte din existența de zi cu zi. As you know, in Colombia there has been a civil war since 50 years now. După cum știți, în Colombia există un război civil de 50 de ani, care durează de 50 de ani. And the consequence is not only massacres and 2 million refugees inside the country. Și consecințele acestuia nu sunt numai masacrele și 2 milioane de persoane refugiate în țară. But this long-lasting war also changed the social fabric in between the families in a lot of villages. Dar acest conflict a modificat și relațiile sociale dintre oamenii în satele lor. War has a lasting effect on habits and behavior, and group violence can take effect all the way down to the family level. Războiul a avut efect pe toate planurile și violența crudă influențează și nivelul familial. On a small scale, a similar war is being fought in the poverty-stricken barrios compared to the large-scale war in the whole of the country. Într-un fel se poate spune că în cartierele foarte sărace din Columbia are loc un alt război la o scară mult mai mică, paralel cu războiul de la nivel național. Enemy gangs of youths terrorize the population and murder in endless acts of revenge. Benzi de tineri terorizează populația și au loc crime nesfârșite ca acte de răzbunare. You see some of the representations of this war also in the sand. And in Colombia, when the children use soldiers and tanks, gives another impact than if Italian children would use this for play. Putem vedea reprezentarea acestui război și în locul cu nisip al copiilor. Și pentru copiii colombieni, aceste reprezentări ale tancurilor și soldaților prezintă o altă realitate decât aceea pe care ar prezenta-o dacă copiii din Italia s-ar juca cu ele. In Barrio Norte, you see here, where some work has began in 2010, the project had to be ended after just a few months. În acest cartier, Barrio Norte, pe care îl vedeți aici, unde a început un proiect în 2010, un proiect de Sandalwood, a trebuit să încheiem proiectul după doar câteva luni. Because the driver of one of the buses which brought the children to the Sandalwood sessions had accidentally been shot at. Deci proiectul a fost întrerupt pentru că șoferul autobuzului care ducea o parte dintre copiii la locația unde avea proiectul de Sandalwood a fost împușcat accidental. Because he had the same car as a gang leader of the MN gang. Problema a fost că avea același tip de mașină ca și un lider al unei benzi dușmane celor care l-au împușcat. Sandalwood could be reassumed now in 2014 once that almost no gang members left alive because they have killed each other over the years.
Sântorcul a putut fi reluat abia în 2014 în această zonă, atunci când practic nu au mai rămas în viață niciunii dintre monahii din 2010. And today in one of our projects we attend some children of these fathers who have been killed, and these fathers were anyway 14, 15 or 16 years old. And these children, they live in constant fear of revenge of an enemy of their fathers. Și într-unul dintre proiecte lucrăm chiar cu copii ai acestor gangsteri adolescenți care au fost omorâți între timp. Și acești copii trăiesc cu teama permanentă că alte rude ale celor care i-au omorât pe tații lor sau a celor omorâți de tații lor vor veni să se răzbune și îi vor omorâ. The anxiety of some children is so high that they can stay in the sun work session only for 5 minutes. They just do their thing and then they go. But you will see later what it means. So they can do it very, very shortly because of their high anxiety. Nivelul de anxietate al acestor copii este atât de mare încât nu pot să se joace decât maxim 5 minute și apoi pleacă. Now I tell you a little bit of the rules of sound work, but very quickly you can find a lot of information in my book by Herald, which has been shown. Acum vă voi spune câteva lucruri pe scurt despre originele sound work și mai multe detalii puteți găsi în cartea de la Herald, Sound Work Expressive. Expressive sound work is a supra-cultural or trans-cultural non-verbal method based on sound play therapy, which was developed in the 30s by the pediatrician Margaret Lowenthal, and she named the technique word technique. The expressive sound work este o metodă supraculturală sau transculturală, non-verbală, bazată în special pe jocul cu nisip. Și originea acestui joc cu nisip a fost, de fapt, în această tehnică a lumii, dezvoltată de pediatrul englez Margaret Lowenthal în anii 30. And afterwards it was developed by Dora Kalf in the 60s. She was a student of Jung and has used sound play therapy also for adults, not only for children. Apoi, metoda a fost preluată de Dora Kalf, o studentă a lui Carl Jung, care a dus-o în cabinetele individuale și este o formă de terapie individuală, sound play, în anii 60. Margaret Lowenfeld was the first child therapist who said that play, free play itself is therapeutic and does not require interpretation. Margaret Lowenfeld a fost primul terapeut care a lucrat cu copii care a afirmat că jocul în sine este terapeutic. Jocul copilului, jocul liber al copilului este terapeutic în sine și nu necesită niciun fel de interpretare. She was criticized for this reason by Melanie Klein and by Donald Winnicott at that time. La vremea aceea a fost criticată de Melanie Klein și Donald Winnicott. There is a letter exchange, very interesting, where Melanie Klein says, play is a resistance against therapy, so the child should not play in therapy. Chiar Melanie Klein a scris într-o scrisoare că jocul reprezintă o rezistență a copilului față de terapie și că copilul nu ar trebui să se joace în terapie. Later, Melanie Klein has created her play box and has changed a little bit, but the play was anyway only a way to get information, and then the intervention of the therapist would be interpretation. Ulterior, Melanie Klein și-a creat propria ei cutie de jucării, dar acestea erau folosite exclusiv ca mijloc de a obține informații și apoi de a le interpreta. And we come back to Margaret Lowenthal's idea that play itself is already very therapeutic for the children. And here, she did not know that Jung said this later, or maybe also at the same time, but she did not know Jung so well. He said this, and Jung himself was playing. Astăzi ne-am întors la ideea Margaretei Lowenthal, aceea că jocul este terapeutic în sine.
Și de altfel acest lucru a fost afirmat și de el și el însuși se juca de problemă. Now, there are two theoretical premises on which some work is based. Există două premise teoretice pe care se bazează semnul expresiv. And both emanating from a teleological point of view, finality. Amândouă provin din perspectiva finalității, scopul pe care îl urmăm aici. One is Jung, that he says there is a natural tendency of the psyche towards self-regulation. Prima fundație pentru Sandorc este de afirmația lui Jung că în psihicul nostru există o tendință naturală către autoreglare. And he describes how the psyche continuously produces spontaneous, emotionally loaded images. Și descrie cum psihicul produce în mod continuu emoții și imagini spontane. With the purpose of counteracting mental and emotional imbalances in the psyche. Cu scopul de a contrabalansa dezechilibrele mentale și emoționale din psihic. And we adults know that these images come in our dreams, and in children they are also emerging in play. Iar noi ca adulți știm că aceste imagini ne apar în vise, dar pe copii ele apar și în jocurile lor. The second theoretical premise is John Boyle. A doua premisă teoretică a Sandorcului este teoria atașamentului la John Boyle. And he has illustrated the significance of the primary relationship for the development of internal working models of attachment. El a vorbit despre importanța relației primare a copilului pentru dezvoltarea ulterioară a unui model de lucru intern și acest model l-a numit atașament. So if we assume that the psyche is able to regulate itself, this would be you. Dacă presupunem că psihicul este capabil să se autoregleze, așa cum a spus Jung. And then we think that the movement towards the other, the relationship, is an instinctive pattern of humankind, then it's obvious that the psyche regulates itself to go to the other. Și apoi spunem că nevoia noastră de a ne relaționa cu alții, cu ceilalți, este născută, este un tipar născut. Putem trage concluzia că prin relațiile cu ceilalți putem activa această funcție de autoreglare a psihicului. And this brings us to a important thing about sun work. Which is Sandberg is done in a group. It's not done only one-to-one. Și astfel ajungem la un element important care definește Sandberg-ul și acela că Sandberg se face în grup, nu se face individual. The fact that the children and the adults share a large room, this gives them a feeling of being safe, of security, decrease of fear. Faptul că acești copii și adulții împart împreună o cameră mare sporește gradul de siguranță afectivă al copiilor și astfel nu se mai tem. So, for instance, a very inhibited child, which in individual therapy would be too shy to play, really, in the group it can just simply stand and watch for some sessions, do nothing, just watch what the others do. And so it would learn from just observing the others and could be relaxed and not pressed to do something. De exemplu, un copil extrem de inhibant, care în mod normal în terapie individuală ar fi prea timid ca să încerce orice, într-un grup de Sandberg poate să stea câteva sesiuni și doar să-i observe pe ceilalți ce fac și să învețe din aceste observații, urmând ca ulterior să se joace și el câte puțin.
So the group offers already a safe place, which we know is important in trauma therapy. Deci grupul asigură acest spațiu protejat și sigur, despre care știm că este foarte important pentru terapiile în cazurile de traumă. And the group signals that the child, there is nothing else expected of him. He just has to be there. Și grupul îi transmite copilului, în mod non-verbal, mesajul că nu se așteaptă nimic de la el. Poate pur și simplu să fie prezent acolo. And thinking of Colombia, we could even say that collective traumas, which happen in war zones, can best be healed through a group. Vorbind despre Colombia, putem spune că traumele colective, așa cum sunt acelea din zonele de conflict, pot fi cel mai bine abordate și vindecate în contexte de grup. When a village community is massacred, as happens in Colombia, then not only is every individual survivor traumatized to the core. Când un întreg sat este masacrat, așa cum se întâmplă în Colombia, nu numai fiecare individ separat este afectat până în profunzimea ființei sale. It is also the whole community of individuals, the collective soul is wounded and injured. Dar și întreaga colectivitate, sufletul colectiv este rănit. Each individual's faith in community is broken. Încrederea fiecărui individ în comunitate este distrusă. And we see that the healing comes also from the children. They do in the sand play a kind of a group ceremony which has to do with eating, with drinking, and with being together in a feast. Și vedem cum de multe ori vindecarea acestor comunități vine prin intermediul copiilor, iar aceștia în sandwich-urile pe care le fac prezintă diverse ceremonii, mese colective și petreceri colective. First, they show destruction. This is just one of the ones where they show massacre and destruction. This could be done in this way. Întâi prezintă imaginea ale destructivității și vedem aceste imagini chiar și în România. And then, after some time, și apoi, după o vreme, there would be this eating together, staying together, the group healing through the ritual of a positive community. Copiii construiesc ceva ca în această imagine, un ritual pozitiv, o scenă care transmite un mesaj de vindecare și de comuniune în grup. Also the eating or drinking can be done represented with the animals. So you can maybe feel how healing such an image can be if it's done in a whole session by a child. De asemenea, alte imagini vindecătoare pot fi reprezentate cu ajutorul animalelor care se hrănesc și se adapă și se poate simți cât de vindecătoare este o astfel de sesiune în care copilul lucrează o oră întreagă. Now, what do we actually mean if we say trauma or traumatic experience psychologically? What do we mean with this? Ce vrem să spunem din punct de vedere psihologic când spunem situație traumatizantă, traumatică sau traumă? We describe as trauma an experience, something which exceeds the ability to be processed psychologically. Spunem că este o traumă, acea situație care nu poate fi procesată psihologic, care depășește puterile psihicului de a o procesa și prelucra. If this happens, the psyche produces modalities which protect against new injuries, like apathy. În cazul traumei, psihicul produce anumite moduri de protecție prin care să preîntâmpine noi suferințe și un astfel de mod de a se proteja este, de exemplu, apatia. So
So it's like a psychological defense system which has the advantage of being more protected against new injuries, but it has a big disadvantage. Deci este un mecanism de protecție psihologică care are avantajul pe de parte că protejează psihicul de noi traumatisme, de noi suferințe, dar pe de altă parte are și mari dezavantaje. Because emotionally the individual lives like on a low flame as far as relationships and emotions are concerned. Pentru că din punct de vedere emoțional persoana trăiește cu motoarele la minim. So the possibility of making new emotional and relational experiences are diminished because the individual does not allow himself to make new feeling experiences. So we have a vicious circle in trauma. Problema cu trauma este că vietică persoana să aibă noi experiențe emoționale care ar putea să-l ajute să depășească tocmai momentul dificil. Și este astfel un cerc vicios. Trauma trezește mecanisme de apărare care fac persoana să fie din ce în ce mai puțin implicată emoțional și lipsa de implicare emoțională face ca persoana să nu se poată vindeca. And for children this is fatal because they will play less or not play anymore. And as we said before, play is therapeutic, would help to overcome trauma. If they are traumatized, they will not play. So everything is blocked. Pentru copii acest lucru poate fi fatal, pentru că în cazurile de traumă ei se joacă din ce în ce mai puțin sau chiar deloc. But despite all this, and despite all regulatory circuits of cortisol released, as we know, in trauma. În ciuda tuturor acestor mecanisme de protecție și în ciuda sistemului de declanșare a cortizolului pe care îl cunoaștem în cazurile de traumă, there is always a lasting psychological and archetypically perturbing willingness of the individual to gain new experiences and just to look and find the other person. În ciuda tuturor acestor dificultăți, există o predispoziție psihologică și arhetipală a persoanei de a căuta noi căi, de a căuta noi relații și noi experiențe pentru a depăși situația dificilă. And expressive Sandburg makes use of this self-regulatory function of the psyche and the attachment. Și Sandburg expresiv folosește aceste calități și aceste funcții de autoreglare și de atașament ale psihicului. And so children play in a sandbox without any instructions. Astfel copiii se joacă într-o viață muzică fără instrucțiuni. And 2 or 3 months later, they have improved in social competence. Și după 2-3 luni se vede că deja competențele lor sociale s-au îmbunătățit. Nobody has shown them how to achieve greater self-confidence. Nimeni nu le-a arătat cum să dobândească o încredere în sine mai mare. Nobody taught them that it is better to cooperate than to take away each other's toys. Nimeni nu i-a învățat că este mai bine să coopereze decât să iei jucăriile unul de la celălalt. How did they learn this? Așadar, cum le-a învățat lucrurile acestea? During their own imaginative play in the sandbox, in the presence of an adult reference person. Ei au învățat aceste lucruri prin propriul lor joc imaginativ în lădița cu omisii, în prezența unui adult reference. And now, if you have not seen it, now you will understand better how it is done. Și acum, dacă nu știți nimic despre metodă, veți înțelege mai bine cum se face efectiv. There is a group of children and adults, we call them volunteers, in a large room. Here you see only the adults, each one sitting besides a sandbox. Într-o cameră mare există un grup de copii și un grup de adulți, cărora le spunem voluntari. Fiecare adult stă lângă o leviță cu risip, iar în mijloc sunt cutii cu jucării.
Each child sits or stays in front of a sandbox and is creating his or her own world. The adult sits alongside and observes. Fiecare copil stă în dreptul unei lădițe cu nisip și creează propria sa lume în nisip. Adultul stă lângă lădiță și el și observă ceea ce face copilul. Countless miniature figures, toys, objects are set up in the center of the room and sorted by categories. În centrul camerei sunt foarte multe miniaturi împărțite pe categorii și amplasate în niște containere. Animals, people, houses, cars, trees, nature, cars, aeroplanes, whatever we find in the world in miniature. Miniaturile reprezintă tot ceea ce putem găsi în lumea înconjurătoare. The children switch back and forth between the play items and their sandboxes, fetch a small animal, soldiers, building blocks, toy cars, whatever. Copiii se plimbă între lădița lor cu nisip și lădițele cu șcutile cu jucării și își iau de acolo tot ce au nevoie. They normally do not disturb each other. Everybody plays quietly, busy with his own imagination. În mod normal, nimeni nu deranjează pe ceilalți. Fiecare este ocupat de propria sa poveste imaginată și fiecare se joacă în liniște cu jucăriile pe care le alege în lădița sa. Some of the adults sitting next to the sandbox are so discreet that one hardly notices them. Others interact a bit with the child. Unii dintre voluntari sunt foarte discreți și abia pot fi observați, alții interacționează puțin non-verbal cu copilul. A very special psychological space is created between each child and his or her adult during the sessions. Maybe you can get an idea if you see these photos. Dar între adult și copil se creează un spațiu psihologic foarte special în timpul acestor sesiuni. Communications happens via body language, mostly over eye contact. Comunicarea are loc prin limbajul corporal, mai ales prin intermediul contactului vizual. Between 12 and 20 sessions are offered a week, each lasting 1 hour. Un proiect de sandwork durează cam 12 sau între 12 și 20 de săptămâni cu o sesiune de sandwork expresiv pe săptămână și această sesiune durează o oră. And now we come to the volunteer. What are they doing if they are not trained psychologists? Și acum am ajuns la voluntari. Care este rolul lor acolo dacă nu sunt instruiți ca psihologi? Maybe we should say what are they not doing. Poate ar fi mai bine să spunem de fapt ce nu fac ei. Because they do not ask any questions or do any comment. Pentru că ei nu întreabă nimic și nu fac niciun fel de comentarii. They try to observe what is happening in the child's play. Încearcă să observe ce se întâmplă în joaca copilului. And what emotional effect this is having on the child itself. And also on themselves. Și ce impact emoțional are acest loc asupra copilului, dar și asupra voluntarului. Of course, the volunteer notes changes in the play. Desigur, voluntarul remarcă transformările în jocul copilului. For example, if in some sessions, many sessions, there are always being represented fighting and war, like here. De exemplu, dacă în nenumărate ședințe copilul a reprezentat diferite forme de război, cum ar fi aici. And then again war. Din nou război. And then maybe before the next session the volunteer will think by himself, oh my God, today it will happen again. Și poate înainte de următoarea ședință voluntarul se va gândi, vai de capul meu, astăzi iar vom avea război.
and gets anxious because it's really like he's being in the war each session. Și devine anxios pentru că este ca și cum el ar fi în acest război în fiecare sesiune. And then all of a sudden, if in the next session he sees the child is now getting not soldiers and not tanks, but football players and two gates and brings it to the sandbox. Și atunci când în sesiunea următoare voluntarul vede că acel copil nu mai aduce tancuri și soldați, ci aduce jucători de fotbal și porți și spectatori, then he will know on a cognitive level that the level of the conflict has changed. Atunci el își va da seama la nivel cognitiv că gradul conflictual din interiorul copilului s-a schimbat. But he will feel also relief exactly because now the war is over also for him. Dar se va simți în același timp ușurat pentru că acum, în această ședință, războiul s-a încheiat și pentru el. Now we can go back a little bit to the theory of attachment. Putem să ne întoarcem puțin la teoria atașamentului acum. I think you are familiar with John Bowlby and all the attachment theories. Cred că sunteți familiarizați cu John Bowlby și teoria atașamentului. Let's imagine there is a child who has avoidant attachment. It means it does not want or has difficulties to relate to people directly. Să ne imaginăm că un copil are atașament evitant, adică este dificil să se apropie și să relaționeze cu oamenii. And now such a child is offered the opportunity of playing in the summit in the group. Și acestui copil îi se oferă posibilitatea să participe la un proiect de sandbox în grup. And the child will be much happy to have all these toys in the sandbox just by himself. Și copilul va fi foarte fericit să aibă toate aceste jucării cu diavolul toate pentru el. And the child will play very happily, but because she has an avoidant attachment, he might think, what is this adult doing here beside the box? I don't want him. Și copilul se va putea juca foarte bine cu aceste jucării, dar când observă adultul de lângă lăniță, din cauza atașamentului evitant, va putea să spună și cu omul ăsta aici. Nu vreau să se uite la mine, nu vreau aici. Her body language might say, leave me in peace. And the girl might even to begin to play with her back turned to the adult. Limbajul corporal poate să transmită mesajul că nu vreau să fie izolat, să mă las în pace și chiar copiii sunt cazuri și am văzut și noi de copii care stau cu spatele la voluntar sau chiar se joacă într-o poziție în care voluntarul nu-i poate vedea. So it's important to respect this need of the child not to enter in relationships and what we'll see that the very slowly, the beginning of a relationship is represented in the sandbox. Și este foarte important să respectăm nevoia copilului de a nu intra în relație. Și putem vedea în procesele de sandbox cu astfel de copii cum ușor, ușor în jocurile lor încep să se contureze imagini ale unor relații. In the sandbox we will see the desire for attachment, for different attachment. În lucrările din nisip vom vedea dorința de atașament, de un alt fel de atașament. So, the child plays a mother pig and her little piglets in the sand. De exemplu, copilul se joacă cu o mamă, cu o scroafă și cu purcelușii ei în nisip. And also the mother horse and her small horses. Și cu mama, cal și mâinci ei. And you see also a dog who is watching a small child on the chair. Și putem să vedem în această imagine și un câine care are grijă de un bebeluș pe un scaun. So you will see three themes of desire for attachment while the child is avoiding the relationship. So you can see he can develop the new attachment symbolically in the sandbox. Și în timp ce copilul evită contactul și relația cu voluntarul, putem vedea în jocul acestuia trei teme care vorbesc despre relația de atașament.
Și acest joc face ca în interiorul psihicului copilului relația lui, problema lui de atașament evitant să se modifice ușor-ușor. And here you see another example where the child in the last 5 minutes of the session has tried to protect his small children, you know, like a caring mother or father, because this child was a boy. În această imagine vedem cum un copil în ultimele 5 minute din sesiune a încercat să protejeze acești mici copii în felul în care ar face o mamă, deși copilul era băiat. And so, if the play then continues, you know, and the child is allowed not to relate to the adult, but represent the need for relationship in the son, then slowly also he will trust the adult more. Și astfel, dacă acestui copil se permite să exprime nevoia lui de relaționare în joc, ușor, ușor va începe să relaționeze diferit și cu voluntarul și cu alții adulți. So it might be that in some sessions the child looks a bit to the adult and thinks, is he really looking at me? În unele sesiuni, și asta cred că cei care au lucrat au observat cu toții, copiii se uită la voluntar și vedem cum se întreabă, se vede foarte clar că au dubii vis-a-vis de interesul nostru real față de ei la început. Se uită pe furiș și vor să vadă dacă suntem interesați, dacă nu. E altfel părând extrem de nemulțumit de prezența noastră acolo. What are you dancing? And then maybe in a difficult situation, if the child has built a mountain and a tunnel and the whole thing collapsed, then maybe when it meets the adult, it will look to the adult and say, oh, he see what happened. This bad thing that all my tunnel collapsed, he has seen it. Și în momentele dificile, de exemplu când un copil construiește un tunel și la un moment dat tunelul se prăbușește, copilul se uită la adult și dacă adultul era atent și a văzut ce s-a întâmplat, copilul simte că adultul a fost martor la dificultatea lui, la ceea ce a trăit. And so slowly, slowly and not verbally, the adult can be used emotionally by the child. Și astfel, încet, încet și foarte lent, copilul poate fi utilizat, poate fi folosit din punct de vedere emoțional de către acest copil. De adultul poate fi folosit. And the child can regulate itself the level on which he wants to experiment relationship. Și copilul poate să regleze singur nivelul la care dorește să experimenteze această relație. On the symbolic level of play, or on a concrete level, looking in the eyes of the adult. Și poate alege să experimenteze această relație la nivel simbolic prin joc sau în mod concret, uitându-se în ochii adultului. But you can almost watch as the two levels build up on each other. Putem vedea în aceste procese de sample cum cele două niveluri se construiesc unul în fața celuilalt. Jocul simbolic și privirea play becomes more intense because an adult is present. Jocul devine mai intens datorită faptului că este și un adult prezent. And because play becomes more intense and emotionally challenging, the adult will be drawn in more closely. Și pentru că jocul este mai intens, adultul va fi atras emoțional mult mai puternic în acest joc, în acest proces, în această relație cu copilul. The child will look at the adult more often and plays become more differentiated. Copiii încep să se uite mai des la adulți și jocul se devine mai diferențiat. And the shared experience between the adult and the child becomes stronger. Și experiența împărtășită dintre copil și adult devine mai puternică. Exactly like in case of a good attunement during early infancy with the child and the mother. Exact la fel ca în cazurile în care mama se abordează la nevoile copilului în primul an de viață. Together they create a pre-verbal active form of togetherness.
Împreună ei creează un mod activ de a fi în relație. And this experience of togetherness is exactly what John Bowlby calls inner working model of relationship. Și această formă de a fi împreună preverbală este ceea ce Bowlby numește modelul de lucru intern al relației. How is the time? Shall I skip something to go to the case? No, not skip anything. And so, if children are allowed to play long enough in that safe environment, they will play whatever they need and whatever they need to elaborate as trauma experiences. Dacă copiilor li se permite să se joace suficient de mult timp liber în acest spațiu protejat, ei vor începe să elaboreze ceea ce au nevoie să elaboreze în legătură cu situațiile lor dificile de viață. And the contents of the play will always have also the resources like playing, feeding, taking care, eating, even playing is played in a sense. Și în jocurile copiilor vom vedea și care sunt resursele lor, cum ar fi faptul că se joacă de a hrănitul, de a bucătăria, de a chiar joaca de a joacă, uneori se joacă că se joacă. And then also finding friends, fighting, conquering, owning and sharing. Și activitățile de a-și găsi prieteni, de a se juca, de a cuceritul, lupta, a poseda jucării, de a le împărți. And parallel to this positive resource-oriented contents, there is also the representation of trauma. But it's the child alone who decides when the time is ready to represent the difficult things. You will see it in the example I will show you. Și în paralel cu imaginile despre resursele lor, copiii pot reprezenta și situații dificile sau traumatizante, dar copilul alege când este momentul sau dacă este momentul să reprezinte o astfel de dificultate. Now I show you some sunplay works, images. Done by a girl from Colombia of 9 years old. Acum vă voi arăta câteva imagini făcute în vizit de o fetiță din Colombia, o fetiță de 9 ani. Maria Camilla comes from the north of Colombia and she had to witness an armed attack on her village in the Amazon region. Maria Camilla vine din nordul Columbiei și a fost martoră la distrugerea satului ei din regiunea Amazonului. She saw people lose their lives, including small children. A văzut cum oamenii și-au pierdut viața, inclusiv copii mici. Her own family was spared, but the leader of the guerrilla troops offered her father money if he would hand over his daughter to be trained as a guerrilla fighter. She was 9, remember. Luptătorii de gherilă i-au oferit tatălui ei bani dacă ar fi fost de acord să își predea fata pentru a fi antrenată ca luptător de gherilă. So the same night her family left the place, they flew because there was no negotiation possible. And so they came to Bogota and since then they lived in that barrio which is called the Bronx. Noaptea în care au primit această propunere, în aceeași noapte de fapt au plecat pentru că nu puteau accepta și au plecat de la viața lor de fermă din regiunea Amazonului în periferia orașului Bogota, în acel cartier rofamat numit Bronx. There the father has no work, the mother might find a little work and she found. And the situation is a situation, as we said before, just a criminal environment.
Este un mediu cu criminalitate ridicată, unde tatăl nu și-a găsit de lucru, unde mama a găsit ceva de lucru, dar viața este mult diferită și foarte dificilă. Maria Camila was very timid and she suffered from poor sleep. Maria Camila era timidă și avea dificultăți cu somnul. But one could see that her family was psychologically healthy. They just had the trauma of leaving, but she was came from a solid, emotionally supportive family, even with that enormous difficulties. Dar în ciuda dificultăților, familia constituia un suport emoțional solid pentru copil. So at the beginning, she made sample images which are very similar to this one. She made her rural home, how it was before. There are houses, animals, you see sheep, you see children. She made 5 or 6 sessions, more or less the same pictures. Just the peaceful rural villages where everybody is caring for each other and everybody is fine. One could say this was the life before the event happened. La început a creat niște imagini cu viața așa cum a fost ea în satul natal, cum a fost înainte de a fi masacrați ceilalți locuitori și de a pleca din satul respectiv. One could see very clearly that the girl was relaxed while she did this sound and plays. And again and again, this peaceful environment, farming animals, and being very careful with each detail. So also the volunteer felt very nice and relaxed and was drawn to that life which has been possible before. Se vedea că la început, în timp ce se juca, fetița era foarte, foarte relaxată și își dorea, ceva o atrăgea către acest timp de viață pe care l-a avusese până atunci. And you notice here there are little children, 5 children sitting on chairs and each one has a milk bottle and the chairs are 2 green, 2 blue and 1 pink. Aici vedem că bebelușii stau pe niște scaune, 5 scaune și fiecare are câte o sticlă cu un biberon. Iar scaunele sunt 2 vezi, 2 bleu și 1 roz. And then came the 6th session, very unexpected for the volunteer. She did something completely different than these rural scenes. În a 6-a sesiune, fetița a făcut ceva cu totul și cu totul diferit de aceste scene rurale. She did this, putting a pink tool on the sand. A construit această imagine punând un voal roz pe nisip. So the war has appeared. Astfel a fost reprezentat războiul. You can see the soldiers fighting in a jeep. Vedeți soldații care se luptă în jeep. And there is the glass marbles on the bottom here, but these are bombs, as she says. Și aceste pietre din sticlă despre care ea a spus că sunt bombe. And this pink tool seems as she would wanted to make the scene less horrible. At least this was our impression. Și acest material roz de pe fundal este ca și cum ea și-ar fi dorit să facă scena mai puțin fricoșătoare. But also inside this representation and work, you see on the upper right corner there is a fountain and these marbles mean water. You see, there is a place where everything is safe. This is the resilience. This is the resource and the healthy energy in herself. Dar și în această scenă de război, în colțul de sus, vedem o fântână și apă și aceste animale și putem considera că această zonă reprezintă o resursă, e zona de rezistență, de reziliență. And you see also the house on the left upper side and the birds on the floor, there are some white birds. This is also the remembering as it was before. Și în colțul din stânga este o casă și niște păsări și aceasta pare să fie o amintire a vieții dinainte de conflict. And then you see the 5 chairs as you saw before, exactly the same colors, and here they are empty.
Și vedem cele cinci scaune din scena precedentă, aceleași culori, doar că acum sunt goale. Self-regulation of the psyche also means that the child knew exactly when it was time to represent her traumatic experience. Acest principiu al autoreglării sufletului, psihicului, înseamnă și că psihicul alege momentul perfect când este potrivit să prezinte experiența dificilă. And you will see how the elaboration goes on. In the next session, she seemed to want to protect herself, that's maybe she built that big fence, and all sorts of cars, airplanes, vehicles to move. Și elaborarea acestei dificultăți a continuat în sesiunile următoare. Așa cum vedeți aici, a construit un zid posibil pentru a se proteja și are tot felul de mijloace de transport cu care putea pleca. But already in the next session she again elaborates the conflict, the fight, the war on a different level. She puts it in prehistorical times. Într-o sesiune următoare prezintă din nou conflictul, dar de data aceasta îl pune în scenă utilizând vremurile preistorice. So as it would be easier to represent it if it's a fight between dinosaurs than the fight with real soldiers, that could be a way to see it. Ca și cum ar putea fi mai ușor să reprezinți o luptă între dinozauri decât o luptă între soldați adevărați. Putem să înțelegem și așa această scenă. But maybe you have already noticed, as in the other picture, even if there is a conflict, even there is war, there is again the healthy, the safe place for the little piggies where somebody is protected, where somebody can again live and is not attacked. It seems that the dinosaurs do not notice that part. Dar ca și în cealaltă scenă, aici există un spațiu protejat și sigur pentru acești purceluși și este ca și cum acești dinozauri nu știu că există acest loc și acești purceluși acolo. Purcelii par în siguranță. This theme of dinosaurs and brutality goes on in different sessions. I don't show them all. I show you one where we were impressed by a detail, which is this one. Where a Tyrannosaurus is attacking a woman. Luptele dintre dinozauri au continuat de-a lungul mai multor sesiuni, dar voi alege să vă prezint această scenă în care ne-a impresionat acest detaliu, în care Tyrannosaurul atacă o femeie. One can well imagine that a girl would have experienced the brutality that girls and women can be subjected to in this environment where she lives now in the Bronx. Ne putem imagina că fata a fost expusă la violența și brutalitatea la care sunt supuse femeile în acest mediu în care trăiește ea în Bronxul, în Bogota. And it was true, in this moment, other girls of the same project denounced Aline, who attacked the little girls sexually, and she was also one who complained of this. So this had also a real expression of what happened in her life. Și era real că în acea perioadă mai multe fete din cartier au denunțat că erau abuzate de un bărbat și chiar această fată fusese și ea. And then she has still, you know, the energy to elaborate more. Now she represents her life in the Bronx where she lives. În continuare reprezintă viața ei în Bronx unde trăiește. And you see all the houses jammed together in the middle. That's how the people live. They live many families, each one in a room, and they have one kitchen and bathroom together with four or five families. Și putem vedea în mijloc toate casele unele peste altele, pentru că așa trăiesc în apartament mai multe familii, fiecare într-o cameră și aparte voia și bucătăria. And on the street there are these wild animals, and she says these wild animals, they eat human cadavers. Și
Și pe străzi sunt niște animale sălbatice și aceste animale mănâncă cadavre umane. And then she shows inside the house people are praying. And so it seems that inside the house in her family one is more safe. Și în interiorul caselor sunt acești oameni care se roagă. Interiorul caselor este perceput ca fiind mai sigur. So it's always the same photograph, as you see, inside the house, on the street, in this giant house, and also the memory of the houses in the rural area on the left, on top of all it. Tot ceea ce ați văzut e din această sesiune, inclusiv ce se vede în stânga sus, amintirea caselor din sat. And after this came again Sandworks, where she portrayed the rural life. You see, again she goes back how it was before, how it was good before, with the sheep protected, the houses, the pigs. Și după acea imagine cu Bronxul, apare din nou imaginea din trecut, unde oile sunt în siguranță, viața la țară, fiecare animal are țarcul lui. And then, also she represents eating together food, and she has put a green tissue on the sand, and here she does really like a feast and say everybody is eating together. Și apoi construiește o petrecere ca o celebrare unde fiecare oameni mănâncă împreună și a acoperit sipul cu acest material verde. And then again another level of representing the war. Here it's a very bad photo, you will see nearly nothing, but again she has represented war. You can see in the detail that here mother and baby and tanks are very close to each other, but the mothers and the children are not harmed. So again you will see the battle and the resilience. It's not that the mothers are killed here in this representation and also the children. Și apoi vedem din nou scena războiului. Aici sunt niște detalii unde putem vedea cât de aproape este mama cu copilul de acest tank. Dar această imagine a mamei cu copilul reprezintă tot zona ei de rezistență și este important că mama și copilul nu au fost răniți în acest război. And after that, again, some sessions with eating together, drinking together, having this ritual of healing of the whole community. She represented this. Și după acea imagine apare acest ritual de vindecare a întregii comunități, această masă comună. So the whole process of this child took 1 year. She did 2 projects. I have shown you the some place of this, and now she is feeling fine, doing better. Has in whatever her environment is, she is doing well. Această fată a avut de-a lungul unui an 2 procese de sand work și acum este foarte bine, indiferent ce condiții oferă mediul ei, ea se descurcă bine. I think we stop here, and I hope you want to ask questions or comments afterwards, and we leave you with this image. Cred că ne putem opri aici cu prezentarea teoretică. Mai târziu puteți pune întrebări și vom rămâne cu această imagine. Întrebările vor fi la final de tot. Acum să le invit pe rând pe voluntarele noastre de la Direcția de Protecție a Copilului din sectorul 6. Nu știu cine vrea să Mihaela, ok. Mihaela Drăgan, care va vorbi despre experiența de la... Eu voi vorbi în calitate de voluntar, dar și de psiholog care lucrează cu copii care au participat la acest proiect. Este vorba de un număr de 17 copii care aparțin unui centru de zi, unui after school pe care îl are direcția.
și care au fost împărțiți în două grupe. Nu o să spun foarte mult. Eu am fost oarecum foarte nerăbdătoare să văd ce se întâmplă, pentru că îi cunoșteam pe acest copii foarte, de foarte mult timp, adică de când au intrat în centru, pe unii de 4 ani chiar. Am fost cu ei la mare, la munte, am desfășurat activități, ce se mai putea întâmpla într-un proiect de senior. Surpriza a fost foarte mare, pentru că, pe de o parte, m-am simțit privilegiată între ceilalți voluntari, pentru că îi cunoșteam pe copii și copiii au avut grijă uneori să mă protejeze și să mă anunțe că nu vor veni copiii cu care lucram și să nu plâng. Iar, pe de altă parte, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost iarăși extraordinar. Într-una din grupe au fost anunțați că mai sunt 4 ședințe, iar reacția lor a fost extraordinară. Ei sunt niște copii foarte mici. Numai că în momentul acela, fiecare din cele 4 întâlniri următoare, copiii s-au întors cu spatele la noi. Au stat câteva minute pe scăunele așa. După aceea s-au apucat să lucreze. Atât era de puternică emoția pe care mie, cel puțin, mi-am transmis-o, încât într-una din întâlniri nu erau prezenți decât 4 copii, iar eu am avut sentimentul că sunt toți copii acolo. Și au avut acest ritual până la sfârșitul întâlnirii. Când Iulia ne-a spus că trebuie să observăm ce s-a întâmplat cu copiii ăștia, dacă există vreo schimbare de comportament, am zis, stai cu niște copii așa în fiecare zi, ce o să se mai întâmple nou? Și iată că a trecut aproape o lună de când s-a încheiat proiectul și au apărut niște schimbări. O să vă spun doar câteva dintre ele. Una dintre fetițe care timp de 3 ani nu a mâncat niciodată la centru, ei primesc acolo mâncare caldă, niciodată nu a mâncat la centru. Într-una din zile a venit și a zis, eu de azi înainte mănânc aici cu voi. Un alt copil, care este mai grăsunel, așa, a venit și a spus mie de astăzi înainte să nu mai dați pâine, pentru că stă în puterea mea să mai dau câteva kilograme jos. O altă fetiță, care era într-un conflict permanent cu una din colegele ei de clasă, deci cu alte cartiere, s-a ridicat și a spus că este și vina ei că există acest conflict între ele și această tensiune și că va trebui să se gândească ea mai mult la ce poate să facă pentru a opri acest conflict și pentru a nu mai răspunde colegii ei. Iar și un alt băiețel, al cărui desene și a cărui lăghiță era tot timpul full de obiecte, după o lună desenează mult mai risit, vorbește mult mai clar, pentru că are și o oarecare deficiență de vorbire. Colorează mult mai atent și mult mai în cadrul imaginii. Ce să vă mai spun? Eu am fost surprinsă. Nu mă așteptam să fie atât de imediat de modificările. Nu la toți copiii au fost observate niște, nu știu, elemente deosebite, dar majoritatea au prins mult mai mult curaj în a-și exprima ideile, opiniile și emoțiile. Cred că o să ne lase pe colegele mele să vorbească, pentru că ele o să vă spună despre două dintre cazurile cu care au lucrat și care au fost la noi și să vă stârnească și mai mult curiozitate. Mulțumesc! Și am avut bucuria de a participa ca și voluntar la două dintre grupuri
în Bessengor și ca și Mihaela am fost surprinsă de evoluția care s-a realizat atât în ceea ce privește comunicarea mea cu copilul, cât și povestea din Lădiță, care evolua de la o întâlnire la alta. Mi-aduc aminte acum cel mai bine de unul dintre copiii pe care i-am însoțit în acest proces și la început a trântit acolo niște animale sălbatice. Era o adevărată junglă care până la urmă așa s-a și dovedit a fi din spusele lui după câteva întâlniri. Cu mulți șerpi, cu o cobră care era îndreptată cu capul spre mine și așa cum spunea și Eva, mă gândeam oare cât mă va mai urmări această junglă și animalele fioroase îndreptate spre mine. Însă lucrurile nu au stat așa, chiar dacă tema s-a mai repetat, la un moment dat animalele erau îndreptate paralel cu Lădița, nu mai erau către mine. Lădița era din ce în ce mai lipsită și ulterior s-au trecut și la alte teme pentru ca în final să se ajungă la o temă unde erau și prezenți și oameni, mașini și tema deja nici nu mai semăna cu ceea ce fusese inițiat. În ceea ce privește comunicarea cu aceasta non-verbală, am avut o experiență deosebită. Să constat evoluția profundă între mine și acest băiețel. Este vorba despre băiețel. La început îmi evita privirea, nici nu se uita la mine. Abia aștepta să se apuce de construit și să se termine sesiunea, să plece. Începând, cred că de pe la 5-6 întâlnire, de la am stabilit contact vizual, iar pe la mijlocul procesului, deja mă considera parte din proces. Întrebând, doamna, începem, deci nu vom mai vorba la persoana întâi. Ca dificultate pe care m-am întâlnit-o la un moment dat, în a fi prezentă lângă această rădiță de nisip, este aceea că aveam tendința să-l ajut pe copil, pe cei de care aveam tendința să-l ajut. Îi vedeam cum se chine să-și pună animalele și toate jucăriile pe care și le îngheau atent în nisip, iar după aceea am fost solicitată să le acord ajutor. Eu știind că nu am voie să intervin, am avut la un moment dat o ezitare, dar dacă mi-a cerut ajutor, l-am ajutat. Am înțeles din această solicitare că el, de fapt, voia o relaționare cu mine și nu neapărat faptul că nu putea să-și pună acea costuță în lădiță. Eu personal am fost foarte încântată de această metodă. Doresc să mai particip ca voluntar mai departe în alte grupuri și mă gândesc oare cum s-ar putea aplica și cu alte categorie vulnerabilă de copii. Mă gândesc eventual la copiii cu dizabilități, poate. A fost ca o îmbogățire pentru mine și personal și profesional și voi continua, sunt foarte convinsă de asta. Am niște emoții îngrozitoare. Știu că trebuie să vorbesc 5 minute, dacă depășesc, mă fac fixe. Dacă mă abate la scrie, mă tuierați. Numele meu este Ana Bogdea. Sunt psiholog în cadrul Direcției pentru Protecția Copilului, sector 6. Lucrez în cadrul Serviciului de Asistență Maternală, cred că se fac vreo 12 ani. Nu că m-aș mânti cu asta, dar de ce spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că am avut experiență.
experiență repetată de a veni în relație sau în contact cu alți copii. Ce mi-a oferit în plus experiența asta Sendorc, nu știu cum să rânduiesc în cuvinte, astfel încât să nu înțelegeți că sunt aici doar pentru că am participat la acest proces și din politețe spun câteva cuvinte, ce aș vrea să înțelegeți că este, mă cuprinzi niște emoții, de simt că nu mai pot. Respir, da. Că e o experiență minunată. Când Iulia Feordean a venit prima dată să ne prezinte în cadrul direcției această metodă, înainte mi-a dat să citim niște material și am zis nu, nu citesc nimic, mă duc și trăiesc, pur și simplu. Deci am intrat în povestea asta fără să știu exact, știam doar că trebuie să vină niște copii și să se așeze în fața lădiței. Mai departe, am lăsat lucrurile să meargă. Și a fost câștigul meu, să zic așa. Cei care lucrează ca terapeut sau ca și psiholog, vă îndemn să încercați această experiență. Ia ceva decât în cabinet. Eu mi-am notat, bineînțeles, și câteva idei, pentru că aș vrea să transmit exact ce este de transmis. Și dacă vi se oferă ocazia și sunteți întrebați, vreți să fiți voluntari într-un proces Sendorc, nu spuneți nu. E o oportunitate de dezvoltare personală. Spre finalul lucrării mele, a trebuit să scriu câteva cuvinte, prin care să-mi exprim, nu știu, ce am învățat eu din acest proces. Discutând cu două dintre colegele mele, una dintre ele a participat la proces, cealaltă nu, dar au avut amabilitatea de a mă lăsa să mă aberez pe temă, cum obișnuiesc eu să spun. Și atunci am avut surpriza ca ele să-mi pună în cuvinte exact ce am trăit de-a lungul procesului. Și acest am trăit se rezumă la două cuvinte. Am învățat să fiu. Mă rog, sunt vreo patru, dar eu în capul meu le spuneam două. Pur și simplu am învățat ce înseamnă să fie acolo pentru celălalt. Mai încolo nu mai știu cum să spun în cuvinte. Știu numai că îi sunt recunoscătoare primului și celui de-al doilea copil că mi-a permis să fiu, că mi-a permis sau că și-a permis ca în fața mea să-și aștearnă o bucățică din lumea lui. Și acum mă întreb ce-a pus acolo, ce-a însemnat pentru el. Apropo de fugândurile de la o idee la alta, spuneam că e o metodă de dezvoltare personală. M-am surprins că mi-era foarte greu să asist în ședințele de început fără să încerc să dau semnificații. Ce se întâmplă acolo. Și mă treseam că dau eu interpretări și zic și asta trebuie să însemne. Ei nu, până la finalul procesului, pur și simplu doar am fost fără să mă mai întreb în sinea mea, dar ce a fost asta? Ce vreau să vă mai spun? Că eu am zis că mai spun ceva, dar nu mai știu. V-am spus deja și o să vă mai spun în final. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc ție, Iulia, Solmentis, Eva, pentru că ne-ați oferit șansa asta minunată. Și mulțumesc copiilor, chiar dacă ei nu sunt aici, știu că undeva simt, pentru că am trăit asta în timpul procesului și știu că ei simt tot respectul și recunoștința mea pentru că m-au lăsat să fiu alături. Și eu mulțumesc la rândul meu tuturor voluntarilor și oamenilor care au făcut posibil să ajungem acum, să fim atât de mulțumiți unii cu alții. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt acum, dacă sunteți interesați să organizați asemenea proiecte cu instituțiile dumneavoastră, în care ar fi pașii sau ce ar trebui să
să faceți sau să facă instituția dacă dorește să organizeze un proiect Sandwork. În primul rând vreau să vă spun pe scurt cam care este istoricul nostru la Solmentis cu acest program de sprijin emoțional. Noi ne-am început activitatea cu Sandwork în noiembrie 2013 și de atunci până acum am desfășurat 8 proiecte de sprijin emoțional prin Sandwork Expresiv. Avem deja 7 parteneri care ne-au fost alături în aceste proiecte. Fundația Mia's Children, Organizația Umanitară Concordia, Asociația Ana și Copiii, Policlinica Medis din Câmpina, Direcția de Protecție a Copilului Sector 6 București și Direcția de Protecție a Copilului Sector 4 București și SOS Satele Copiilor. În aceste 8 proiecte am avut 85 de beneficiari până acum și suntem mândri că am instruit și am avut alături în echipă 51 de voluntari. Voluntarii nu trebuie să fie specialiști în domeniu. Dacă sunt specialiști, poate mai bine, dar nu este obligatoriu. Orice adult care este disponibil în moment și are o oră pe săptămână de oferit acestor copii poate participa ca voluntar. Rezultatele, așa cum le-ați auzit, o să le spun pe scurt. În primul rând, nivelul de agresivitate al copiilor s-a dovedit că scade după un asemenea proiect. Cel mai mare beneficiu însă este acela că un copil care beneficiază de Sandwork Expresiv dezvoltă în timp o relație mai bună cu el însuși și o relație mai bună cu ceilalți. Acest mod de a relaționa mai bine cu sine însuși și cu ceilalți a fost observat în toate proiectele din toată lumea. O să vă rog dacă se poate să faceți puțină liniște pentru că mă concentrez mai greu cu acest comun de final. Să facem o pauză dacă e cineva care vrea să trece. Mulțumesc! Și alte progrese care au fost înregistrate sunt raportate de personalul de la școală. Deci copiii au înregistrat progrese mari în ceea ce privește rezultatele lor școlare și capacitatea de a se concentra. Ce punem noi la dispoziție? Deci Solmentis pune la dispoziție instituțiilor care doresc să organizeze astfel de proiecte pentru beneficiarii lor, materialele necesare, instruim voluntarii și supervizăm proiectul. Practic, cineva de la noi vine și asistă la fiecare sesiune. Voluntarii îi putem instrui fie că și selecționăm noi și instruim sau putem veni și instrui voluntarii din instituția respectivă dacă își doresc să lucreze cu copii. Acest al doilea mod este mai de dorit pentru că în acest fel ne asigurăm și continuitatea proiectelor într-o instituție. Ce este important să știe potențialii noștri parteneri? Ce trebuie să facă ei? Trebuie să pună la dispoziție un spațiu necesar desfășurării activităților. Așa cum ați văzut, este vorba de o sală suficient de mare în care să încapă minim 8 persoane, adică 4 copii și 4 voluntari. Acesta e numărul minim pentru a constitui un grup de Sandwork. Pot intra și 10 copii și 10 voluntari dacă e un spațiu mai mare. Trebuie să ne asigure un spațiu unde să depozităm aceste materiale pe durata lunilor cât durează proiectul și să selecționeze beneficiarii. De asemenea, potențialii noștri parteneri trebuie să știe, atât și potențialii voluntari, că un asemenea proiect durează în medie cam 5 luni. Deci, timp de 5 luni, în fiecare săptămână, se vor desfășura sesiuni de lucru expresiv cu vizit de Sandwork în acea locație și voluntarul trebuie să vină în fiecare săptămână. Voluntarul lucrează de-a lungul întregului proiect la aceeași lădiță cu același copil. Bun, asta am vrut să spun. Acum, dacă aveți întrebări pentru Eva Patis sau pentru Solmentis, suntem la dispoziția voastră. Vă mulțumim foarte mult și așteptăm să vedem ce se întâmplă după această conferință. Mulțumesc! Dar sunt întrebări, vă rog. Thank you.
Bună ziua! Dumitru Mariana mă numesc și aș vrea să văd o întrebare. N-am înțeles, am venit un pic și mai târziu pentru care îmi cer și scuze, dar n-am înțeles cine face interpretarea la jocul copilului. Copilul povestește sau voluntarii care fac acolo interpretează ceea ce... Este o metodă de lucru non-verbal, deci nu se interpretează nimic. Pur și simplu ne bazăm pe capacitatea de autoreglare a psihicului și pe acest proces de joacă liberă pe care îl desfășoară copilul în mență. Deci nu se fac interpretări absolut deloc. Atunci când interpretăm, cumva toată activitatea noastră cerebrală merge pe scoarța cerebrală și părăsim cumva corpul și zona de emoții, ceea ce nu ne dorim în acest caz. Mulțumesc, partea. Sunt curioasă despre dacă acestora li se spune, probabil la început, că acestea sunt regulile jocului sau cum acceptă ei situația. Cred că o acceptă mai ușor sau mai dificil, dar se supun într-un fel situații și își manifestă în lădiță, poate, disconfortul, dacă există acesta. Ok, mulțumesc. Copiii nu se supune, nu vrem să-i supune. Dimpotrivă, vrem să fie cât mai liber. Li se spune de la început că se vor juca fiecare în lădița lui și că sunt niște reguli, anume că trebuie să facă liniște, da? Deci trebuie să se joace fiecare în liniște și să nu scoată nisipul afară din lădiță. Dacă pe durata unui proces sau unui proiect copilul nu vrea să mai vină, încercăm să, adică respectăm dorința copilului. De obicei, dorința lor este să vină și uneori spun că nu vor să vină din alte motive. Dar în orice caz, noi insistăm și noi forțăm să se joace într-un anumit fel. Deci regulile sunt liniște, fiecare la lădița lui și nu aruncăm nisipul din cutie pe jos. Acestea sunt cele trei reguli. Mă referam la voluntar, la prezența acestuia. Cum îi se explică lui? Acceptă pur și simplu că acesta este... Acesta e procesul la care aparte, acesta e jocul, astea sunt regulile, cineva stă și ce face? Se uită la mine. De ce se uită la mine? Care e chestia? Adică e ceva care e... Copiilor li se spune pur și simplu că vor intra într-un spațiu unde vor avea fiecare lădiță lui și în dreptul fiecare lădiță va fi un voluntar care va fi acolo pe durata întregii ore de joacă și nu stă și se uită. Casă, cum se explică? Nu prea întreabă. Te ajută. N-am avut așa probleme cu situația asta. Nu știu. Dacă ăsta este spațiul care se dedică de la început... Înțeleg că pe unii inhibă prezența voluntarului, dar până la urmă rolul de fapt este benefic și îl percepe și copilul. Pot să spun ca să încheiem această discuție că niciun copil până acum nu a solicitat ca voluntarul să părăsească încăperea. Deci s-au obișnuit cu asta. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Bună seara. Bună seara. O întrebare că o am întâlnit. Cine poate să răspundă? Spunea doamna că copiii schimbă și ei mediul. Reușesc să schimbe, trebuie să vindece, practic. O fac așa, am înțeles. Și sunt curios cum, ce efecte s-au spus, s-au observat și asupra adulților care nu participă la proces, participă în comunitate. Child has been the product of rape, so she has always rejected the child, the girl.
Pot să vă dau două exemple, unul individual și unul mai general. Unul este acela al unei mame care avea un copil care rezultase în urma unui viol și această mamă și-a respins tot timpul copilul. And the child of course behaved as a rejected child, aggressive, you know, not nice, you know, really difficult for everybody. Și copilul se comporta ca un copil respins, agresiv, dificil. And she did the sand work at age 9. Fetița participa la 9 ani la un proiect de sand work. And then she began to take care of herself. She just take care of her bodily expression. She improved in whatever relational ways. And at a certain point, the mother realized she had a nice daughter. So it was the first time, first the child has to change, and the mother said, oh, now, this is maybe worth relating to. It's not that bad girl, which I ever thought. Și ca urmare a procesului de sandwork, fata a început să aibă mult mai multă grijă de ea și să relaționeze diferit cu ceilalți. Și mama, pentru prima oară, a realizat că are o fată drăguță și că poate că este un copil cu care merită să ai o relație. Și astfel, relația lor s-a schimbat. So slowly a relationship was built between the mother and the daughter from the daughter. Și astfel, o relație nouă a început, pornind dinspre fată către mamă, între mamă și fată. And the other example is of that whole community, as I showed you in the Bronx. Here, like 4 children in our project had the problem with the sexual assault of a man who lived also in this environment. Alt exemplu este cel al comunității care a trăit în Bronx și a existat un conflict sau o situație dificilă referitoare la un pedofil care agresase câteva fete din comunitate. And one child in our project was the daughter of this man who sexually assaulted the other children. Și una dintre fetele care participau la proiectul de sandwork era chiar fata acestui pedofil care le abuzase pe celelalte fete. So during the project, the smallest child, she was 6, denounced that she talked to a school teacher about that and the whole thing came out and the man left the Bronx in a few hours and was searched by the police. Și în timpul proiectului, una dintre fetele care era victima abuzurilor l-a denunțat. Bărbatul a fugit din Bronx, dar a fost prins de poliție ulterior. But what has really impressed us that the other mothers, they were not aggressive with the wife of the man and with the father, with the daughter, you know, the one who was the daughter of the aggressor. You know, so there was a new solidarity between the mothers. Normally in such an environment, they would have been expulsed, the mother and the daughter, immediately. But this was not the case, and I think because of the project, because of that environment, the mothers could show solidarity also with that girl, which was the first victim, and with the mother. Și în această situație, ceea ce ne-a surprins a fost solidaritatea dintre mame, inclusiv cu mama și cu fiica, cu soția și fiica acestui pedofil, pentru că de obicei în asemenea situații familia agresorului este marginalizată sau este acuzată, dar în acest caz s-a întâmplat exact opusul. Mamele au fost toate solidare cu ele și cu fetele lor. And there is another effect on the parents, you know. We don't talk so much directly to the parents, just one meeting at the beginning and one meeting at the end of a project. Și mai există un efect indirect asupra părinților. Nu discutăm foarte mult cu părinții copiilor, doar o întâlnire la începutul proiectului și una la sfârșit. The parents, they make a new experience how the volunteers treat the children with extreme respect. That what sometimes the parents have never seen, that children are treated with such a respect, with such an attention by the volunteers. Even the parents don't see the sample, but around them, before and after, they see a new respect which they never thought one should have with a child.
Și ceea ce se întâmplă cu acești părinți este că ei realizează și văd pentru prima oară cum alți adulți tratează copiii lor, îi tratează pe copiii lor foarte mult respect. În cele mai multe cazuri este prima oară când acești părinți văd că copiii pot fi tratați cu respect sau că ne putem purta și altfel cu copiii sau că altcineva, alți oameni, adulți, pot trata copiii cu atât de mult respect. And of course these parents themselves have never been treated with respect, so they also learn this through the children. You know, this was examples why also the adults can change through the children. Și pentru că nici acești părinți nu au fost niciodată tratați cu atât de mult respect, și ei se pot schimba, se pot beneficia de o transformare, văzând cum copiii lor sunt tratați cu respect. Children with physical problems from birth, and we have done it with children with how you call it, leporal. S-a făcut, dar nu pentru copii prematuri, pentru alți copii cu diferite probleme de la naștere, probleme de disabilități fizice și pentru copii cu puză de iepure. But of course, I can imagine would be absolutely efficient also for premature children. I have some children, premature children in my private practice, but it would work also in some work. Asta este, de fapt, ideea funcției de autoreglare a psihicului. Când toate condițiile interioare și exterioare sunt potrivite, psihicul se poate reorienta singur și relua în calcul sau reorganiza experiența traumatică. Children and also with the gift and only a few figurines, but also with the summer. So they had very nice results out of those children. S-a lucrat cu copii cu diferite disabilități, nu în România. În România nu am avut astfel de Colombia. Și în cazul lor s-au înregistrat rezultate interesante. I don't know what kind of mental abilities, but of course, you know, we need to adjust the method, you know, in a very practical way, you know, for some children. For instance, we have a project in an oncological department of the hospital, and there, of course, the sound has to be antiseptic, you know, and you have to be very careful what, and everything has to be very clean. So you have to adjust it, but on a very practical level. On the method itself, there is not something needed, because it's so, how can I say, it's always the child, it's child-directed. Always the child chooses what he will do or not do. So it cannot be done any harm.
if you don't stimulate something, you know, asking maybe some therapy, trauma therapy, which should not be done. Mai vreau să-mi duc. Și pentru cei care au dizabilități comportamentale? La începutul curării comportamentale? Regula este ca fiecare copil să înțeleagă, să se joace în liniște și să nu scoată nisipul sau să distrugă jucăriile. Dacă un copil poate să respecte aceste reguli de la început, poate participa la un proiect de singur. Instituția selecționează copiii în funcție de aceste criterii de la început. Nu am o surpriză. Am lucrat cu copii de la 4 ani până la 16 ani, dar cea mai bună grupă de vârstă este între 6 și 12 ani. Adolescenții nu sunt foarte încântați, cel puțin în România. Sunt liberi să stea cât au nevoie. Ok, deci dacă o termină, poate pleci. Dar într-un moment. Copiii, se creează o legătură de care sunt folosite dintre lucrurile ei. Dacă un astfel de proiect este aplicat într-un centru unde clasă copii abandonați, există riscul să se creeze o anumită legătură atât de puternică între cei doi, astfel încât proiectul, în momentul în care se finalizează, să producă mintea copiii copilului Copiilor li se spune de la început că acest proiect va dura un număr de sesiuni limitat. Voluntarii sunt instruiți foarte bine să nu încurajeze alt gen de relații cu copiii și copiii sunt anunțați cam cu o lună înainte că mai sunt 4, 3, 2 și o sesiune. Iar acești copii care sunt în centrele de plasament sau care sunt abandonați sunt copii foarte puternici din punct de vedere psihologic, care deja au supraviețuit multor tipuri de separări și nu li se întâmplă nimic rău atunci când proiectul se termină. Mai mari probleme am avut cu voluntari decât cu voluntari. Nou, care se construiește pe cu totul alte fundamente. Dacă deja se cunosc, copiii sunt tentați să intre într-un mod de relaționare mai superficial și verbal cu adultul respectiv. Da, așa este. Și asupra voluntarilor și asupra comunității în general, cum am spus. Vă pot spune din experiența mea ce beneficii am avut, mă rog, nenumărabile pot spune pe toate, că am stat prea mult, dar am cunoscut oameni noi, asta e un beneficiu pe care voluntarii îl au, că nu se cunosc inițial și în felul ăsta, având aceleași interese, cunoști oameni diferiți. Afli lucruri despre tine, prin emoțiile pe care ți le trezește prezența copilului și jocul lui acolo. Cunoști poveștile de viață ale acestor copii cu care altfel nu te-ai întâlnit niciodată sau dacă te-ai întâlnit, probabil că i-ai privit cu alți ochi. Deci e chiar, așa cum a spus și Ana, o metodă de dezvoltare personală foarte bună și pentru voluntari. Și multe, multe alte beneficii. Dar astea sunt, în general, valabile. Nu e obligatoriu, da. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și așteptăm pe adresa noastră impactul. Dacă aveți un feedback pentru această conferință sau dacă reprezentați instituții care ar dori să organizeze asemenea proiecte sau dacă doriți
voluntari în proiectele noastre din doare. Mulțumesc.